Suntem live, doamnelor și domnilor, pe TV1, TVR, TVR internațional, dar și pe TVR Info, știri de încredere la trei ceasuri bune. Județul Ilfov se transformă într-un adevărat șantier și asta pentru că Ilfovenii au nevoie de lucrări serioase de infrastructură. Cum este implementată strategia de dezvoltare a uneia dintre uh, cele mai importante județe uh, strategice ale României, aflăm chiar de la președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert duma care e alături de noi în platou și spunem bună dimineața! Bună dimineața! O rară apariție ce-i uh, prin presă în pentru că vreme. ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Bună dimineața! În Ilfov, la ora actuală, se lucrează foarte mult. Oriunde vă acum în Ilfov, veți vedea că descoperiți un șantier. Sunt nu numai șantiere ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri, sunt și șantiere ale Consiliului Județean și ale... Uh, consiliilor locale. când de asta v-am întrebat că se circulă destul de greu. Ne-am uitat dimineața și vedem că la intrările dinspre Ilfov spre capitală e aglomerație în fiecare dimineață. Și le-am promis telespectatorilor că vom afla adevăratele motive pentru care se blochează toate intrările astea în București. Unul dintre motive este, și am să vă fac acum o comparație cu județul Cluj. Județul Cluj are o autostradă de centură de 40 de kilometri și 20 de ieșiri. Județul București, jude -ă, Ilfov are 103 km cu 11 ieșiri este unul dintre motivele pentru care Bucureștiul este blocat lucrăm acum la 10 drumuri radiale lucrăm acum la două SF-uri la tronsonul 4 și tronsonul 5 evident că sunt lucrări care vor dura dar sunt lucrările care vor rezolva problema traficului în București și în Ilfov evident la ora actuală, mai avem un Ilfov de implementat, cel mai mare proiect de apă și canal. Este un proiect în valoare de 419 milioane de euro. Este un proiect pe fonduri europene cu o cofinanțare de 2%. Sunt incluse 20 de localități și, cu ocazia asta, vreau să-mi cer scuze și Ilfovenilor pentru că, evident, orice lucrare de infrastructură, orice lucrare de apă și canal vine cu un disconfort. Nu există lucrări fără praf. Zgomot, drumuri, sparte. Aglomerație. De aglomerație, dar vom încerca să ne ținem de termene. Asta e bine hmm. că se fac în același timp, cumva, ca să nu te trezești că ai asfaltat astăzi și după aia te-ai duși și ai decoperta din nou. Cumva e, e o inițiativă, nu știu. Cum ați reușit să le sincronizați? Asta e întrebarea. Nu este un lucru simplu, pentru că sunt firme care își respectă termenii de execuție și avem lucrări care merg foarte bine. Pot să vă dau câteva exemple, Pantelimon, Măgurele, Ciolpani, uh, Brănești, dar sunt și firme care, cu care avem probleme. Și uh, problema mare este că dacă nu-și uh, respectă graficul de lucrări, nu putem veni după aceea cu asfaltările ca, uh, în urmă, ca să nu rămână disconfortul pentru cetățeni. Este și motivul pentru care am zilnic întâlniri cu directorul general de la Apă și Canal, și săptămânal cu constructorii, încercăm să vedem care sunt problemele uh, care stau la baza acestor întârzieri și să găsim soluții. Știți ce am observat în ultimii 30 de ani? Dacă. Înainte de revoluție Ilfovul era uh, locul de unde se aproviziona Bucureștiul pentru că era Sectorul abia, agricol is, Ilfov, exact așa sectorul e. agricol Ilfov, erau ferme, institute de cercetare. În acest moment, ce am observat eu, a devenit locul un ansamblu rezidențial, locul în care se duc bucureștenii să se curțe, cam așa. Casele așa, cât vezi cu ochii, uh, cum reușim noi să facem ca acest județ, care pare a fi cel mai mic, dar de fapt cred că e cel mai mare, pentru că sunt foarte mulți oameni care locuiesc în Ilfov, să fie și pe placul nostru. Și cu un confort. În primul trebuie să rezolvăm problemele de infrastructură rutieră, pentru că drumuri mai bune înseamnă mai puțin timp petrecut în trafic, mai mult timp petrecut împreună cu familia, mai puține accidente, uh, o dezvoltare economică. Pentru că orice proiect de infrastructură mare vine, aduce cu sine și dezvoltarea economică. Este și motivul pentru care încă de la începutul mandatului, din octombrie 2020. Am investit foarte mulți bani în infrastructură, avem 43 de drumuri pe care le-am reabilitat, sau, da, pe care le-am reabilitat, nu sunt numai drumuri județene, sunt și străzi, alei, intrări. Lucrăm la ora actuală la patru drumuri județene foarte mari. Dacă doriți, pot să vă dau și să vi le exemplific. Da, vă rugăm. La Vidra Domnești, Balotești Sitarus, Nagov Gruiu și Tunar Otopeni. Okay. Lucrăm și la sensuri giratorii, la reabilitări de poduri. Perfect, dar spuneți-mi de ce nu puteți dumneavoastră, Consiliul Județean, să luați să faceți acele pasaje? Că vorbim de pasajul de la Berceni, că vorbim de alte pasaje care ar fluidiza traficul dinspre Ilfov și spre București. Pentru că unele sunt în subordinea Cnairului. Da, o descentralizare despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă nu ar fi o soluție mai practică? Mai ales că fiecare comunitate s-ar gospodări mai bine? Nu știu. Cu siguranță da, dar din păcate doar vorbim de descentralizare, dar nu se întâmplă nimic în acest sens. Acesta este motivul și pentru care durează atât de mult. Mă gândesc, nu știu, că ce am văzut eu în ultima perioadă se mișcă la Ilfov. Adică n-aș avea multe reproșuri la adresa uh, domnului președinte. Cred că aș avea pe parte de educație. Ia, yeah, hai să vedem. Pentru că... Am văzut școlile. Uh, știți ce? În anii trecuți am făcut un material în care am descoperit pe undeva pe lângă o garsonieră în care lucreau vreo 200 de persoane. Uh, majoritatea din Ilfov. Pentru că își aduceau copiii la școală în București, își făceau mutație acolo. Așa era fenomenul ăsta da. al vizelor. De uh, e, actual. Da, este, e actual. Este încă de actualitate. Da. Cum da. putem stopa, domnule, acest fenomen? Pentru că uh, în Ilfov, într-adevăr, avem niște probleme în ceea ce privește educația. Avem șorată scăzută la Bacalaurea. Deci copii uh, buni vin spre București, ceilalți care rămân acolo să învețe nu fac au rezultate extraordinare. Cum putem stopa fenomenul ăsta? Adică Investiții în educație? Cum? cum trebuie? Ce ne pe lipsește? Asta? Ce vă lipsește? Anul acesta am aprobat uh, construirea a cinci uh, grădinițe noi. Vorbim imediat și despre școli. Am aprobat construirea unei grădinițe în, în orașul Bragadiru, în Petrechioaia, în Găneasa, în Ștefănești, de jos și în Tunari, cu aportul financiar al Consiliului Județean de peste 40 de milioane de lei. Construim și o școală în Clinceni și aici contribuția financiară a Consiliului Județean Ilfov este de 9 milioane de lei, o sală de sport în Petrechioaia unde avem o contribuție financiară de 6 milioane de lei, adică investim peste 50 de milioane de lei am investit doar anul acesta în uh, infrastructura școlară. Uh, încercăm să. Avem o problemă cu liceul de la Snagov, este un proiect foarte vechi, în care, din păcate, uh, a trebuit să dăm banii înapoi la Ministerul Dezvoltării Vechi. Este o chestie de. Uh, de moștenire? De moștenire. Actualul primar nu a nu mai, nu mai avut ce să facă. Încercăm să construim un liceu foarte mare și în Bragadirul, pentru că este un fenomen în Ilfov. M-am uitat pe statistică, în ultimii patru ani de zile cred că avem 10.000 de elevi în plus. Asta înseamnă că trebuie să construim școli multe, avem nevoie de posturi la școli. Lucrurile se mișcă destul de greu, să știți păi că birocrația puteți... este destul de mare. Vă dau o soluție, dacă îmi permiteți. Încercați să convinde, vingeți cadrele didactice care locuiesc în Ilfov și fac naveta până în București să meargă la școala din oraș, comună. Avem un proiect să construim anul viitor case pentru profesori care vor să locuiască în Ilfov cu condiția okay. să predea în școlile din Ilfov. Asta e o inițiativă lăudabilă, pentru da. că au mai fost astfel de inițiative și case pentru medici care chiar au funcționat și au dus la, la un aflux de, de, de personal în sistem. Uh, o altă da. idee ar fi uh, nu știu dacă neapărat grădinițele uh, în care se duci copilul la grădiniță la șapte dimineața sălii, la 12, ci uh, cu ideea program de tip prelungit cu program prelungit pentru... pentru că părintele care lucrează în București la corpora trebuie să aibă timp să vină până în Ilfov să-și ia și copilul ulterior și atunci cred că asta ar fi soluția. Că adică până la ora 18 ar trebui să stea copilul. Construim n-am -am o statistică exactă acum la mine, dar dacă doriți vă, vă pot trimite o statistică, chiar construim în fiecare an grădințe cu program prelungit. Asta este extraordinar. Și își doresc oamenii să-și da. lase copilul da, la da, acolo, este... adică s-au mai schimbat puțin da. mentalitățile da. sau de de preferă să plătească 300 de euro să-și ia acea viză de flotant? Păi uh, intră în uh, fix în categoria ceea ce v-am spus mai devreme. Avem peste 10.000 de uh, copii și de elevi în plus în ultimii 4 ani de zile la școlile, în școlile din Ilfov. Și aveți de gând să revitalizați acele uh, licee industriale care erau în trecut uh, și să fie cu laboratoare performante tocmai pentru a-i convinge pe copii că acel învățământ dual nu e atât de negru? Uh, învățământul dual se adresează elevilor absolvenților de clasa 8. -a. Durează 3 ani de zile și avem 5 specialități. Dacă îmi permiteți, aș dori Bă să rog. vi le citesc. Mecanic auto, recepționer distribuitor, cofetar patiser, lucrător în turism și lucrător comercial. Anul acesta am avut 120 de elevi care au ales forma de învățământ dual. După ce, după ce termină cei trei ani de învățământ dual Se pot înscrie și la o facultate Și avantajul este că ei pot lucra de la vârsta de 17 ani Evident că pot lucra și în timpul cursurilor universitare Și pot lucra în domeniul în care au obținut o diplomă profesională Sunt și foarte multe avantaje Primesc o bursă de 500 de lei pe lună Au o masă asigurată pot lucra, pot face practică într-o firmă cu care avem noi un parteneriat. Adică sunt destul de multe avantaje. Uh, am văzut că există foarte multe activități acolo. Uh, în weekendul ăsta a fost crossul Ilfovului. Uh... A da, fost și o târguri, săptămână europeană a sportului. că sunt tot felul de evenimente, dar uh, există. Uh, că discutam cu Maria și cred că ea e mai documentată, că ea se plimbă mult prin Nilfam, stă pe acolo. Eu, pe sărăcie, în sectorul 5, nu îmi permit așa, e benzina da. scumpă, să ajung până în mai greu. Dar. Uh, Mă interesează de obiectivele turistice. Sunt câteva locuri de vizitat în Ilfov. Adică că, că nu sunt foarte promovate. Da, și lăcașul de cult în care s-a investit în ultima perioadă și chiar am fost plăcut surprins să vedem asta. Îmi permiteți înainte să vă mai povestesc ceva despre uh, un proiect foarte important pentru Consiliul Județean Ilfov despre școala de bani. Este a, un uh, proiect... Asta mă interesează. Pe... Da, Este un proiect pe care îl avem în colaborare cu o bancă comercială. Și un consultant voluntar, un trainer voluntar, merge în școli și le vorbește elevilor despre bani și despre cum să gestioneze corect banii. Anul acesta am avut 120 de elevi care au absolvit aceste cursuri financiare și este un proiect pe care dorim să-l dezvoltăm în toate localitățile din Ilfov. Ce adică practic un, un proiect pilot în acest un moment. proiect pilot. Mm -hmm. Mai avem un proiect pilot. Un proiect pilot uh, care se numește Ora de relaxare, ora cu animale. Ah, da. Am vorbit și noi la trei da, da, ceasuri da. bune. Da, Cum da. să învățăm de la animale mici uh -huh. să fim uh, oameni mari. Este un proiect pilot pe care îl, uh, îl dezvoltăm împreună cu o asociere, asociație non-guvernamentală Uh, animal, nu animal society. Ba da, Mac, animal, animal society, society. Da, și de vorbim copiilor despre cum să ne comportăm corect cu animalele. Uh, am gândit o serie de cursuri dinamice, interactive, după modelul învățământului scandinav. Uh -huh. Și practic îi învățăm pe cei mici prin joc și joacă cum să relaționeze corect cu animalele, cum să se comporte cu ele pentru că dacă vedeți dumneavoastră avem foarte multe cazuri de abandon de animale, nilfof, cai, pisici câini, măgari. Din păcate, da, e zona apropiată de București și ajung foarte mult să, să da. lase animalele lângă gropi de gunoi sau în diverse locuri și atunci e un fenomen. Da, și este singura posibilitate din punctul meu de vedere este să rezolvăm acest lucru prin educație. Cred că totul pornește de la educație și, de aceea... și că tot vorbeați de educație financiară. Sunt o serie de antreprenori care locuiesc în Ilfov, au firme în Ilfov, dar au sediu social în București. Și că tot discutam uh, zilele acestea, că înțeleg că Ilfov aduce cei mai mulți bani la PIB. Aduce cei mai mulți dar, bani la PIB, dar, dar nu bugetul, la PIB-ul exact. nostru. Pentru da. că firmele au sediul social în București și atunci acolo încasează, se încasează impozitul. Plus foarte mulți cetățeni care locuiesc în Ilfov au buletin de București. Ca să copiii știți ce zic. Da, Da, și am să vă dau doar câteva exemple elocvente. Sunt uh, comune de lângă București, Domnești, Tunari. Da unde cred că avem 1000 de autorizații, 1200 de autorizații de construire pe an. Se construiesc peste 1000 de case în fiecare an. Asta înseamnă că ai nevoie să construiești străzi, canal, iluminat public, Parcur, locuri parcuri, de parcuri șoacă, locuri de joacă, școli, de stale și Autoritățile din uh, Berceni, comuna Berceni uh, și în Domnești au rămas puțin în urmă cu Au rămas pentru că bugetul este foarte mic soluția nu ar fi să-i convingem pe antreprenori, nu știu, să luăm un model de prin străinătate, dar și din România, că sunt o serie de, de comune unde au antreprenori antreprenorii discounturi la taxe, tot felul de facilități dintre da, acestea. Da, este soluția, este singura soluție viabilă pentru noi. Da, să-i obligi cumva să-și facă nu și avem infrastructura. Cum să obligăm. Putem, nu, chiar sunt dispuse să-i ajut, să ajutăm noi cu infrastructura, dar uh, i-aș ruga să-și mute sediul social în Ilfov. Da. de -a... ce s-a rupt această legătură între uh, autorități și antreprenori? Nu pot să vă spun exact. De ce. Este, o... este un fapt pe care l-am moștenit. Am avut întâlniri cu foarte multe companii mari uh, pe care le-am rugat uh, să se gândească să-și mute sediul social în Ilfov. Și ce, ce răspuns ați primit? Unele chiar au făcut-o. Deci Dar ați nu, toate. Ați... nu Nu nu. Toate. Toate. nu. Dar uh -huh, e un uh -huh. proces de probabil de lungă durată. Deci cumva e un fel de negociere din asta... Bă... De B2B. de La masă, da, în care trebuie să puneți pumnul mai tare pe masă. Nu știu cum funcționează, că eu la diplomație mm, mă pricep eu... destul de problematică. Cred că cea mai bună variantă spăt, este, să, este să le dai niște facilități în plus. Celor care au business-uri acolo. Zic? Ca să... da. 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 da, cumva, dar tot cu facilități, că ei au banii. Dacă le mai dau și facilități, sunt câștigat. Păi da. dai facilități o perioadă de timp să-i convingi, nu? Domnul președinte zâmbește, ceea ce înseamnă că a înțeles cumva discutat. Da, da, da. da. Uh, legat de turism, că mi-ați spus da. o întrebare, Ilfovul este județul din Codri Vlăsiei. Este un județ verde cu foarte multe lacuri. Și uh, ca să -i, uh, ca să mergem înaintea cetățenilor să-i... Uh, ajutăm să descopere frumusețile județului Ilfov, am hotărât să construim foarte multe piste de bicicletă. Aș dori să vă citesc niște cifre. Am făcut pe 401 care leagă centura București de Berceni și v, de la 12 km de pistă și pe stânga și pe dreapta. Am mai făcut în localitățile Căciulat și Moara Vlăsiei aproximativ 5 km Acolo de pistă. Acolo am văzut în Moara Vlăsiei, foarte drăguț. Da, 5 km de pistă. Urmând să mai facem și al 10 în localitatea Grădiștea. Vom construi 28 de km de pistă și pe drumul județean care leagă Vidra de Domnești. Nu sunt proiecte pe hârtie, sunt proiecte care se implementează acum. Legat de... Uh, de de, de a atrage de... cât mai mulți turiști. Sunt Ui. foarte multe locuri frumoase pe care le poți vizita, dar este și motivul pentru care facem aceste piste de bicicletă, cu oamenii să poată veni cu bicicleta vara în locurile de recrere din Ilfov. Ca să le vezi frumos, să te plimbi cu bicicleta prin pădure, vara mă, este E frumos și arată am fost... foarte bine. Am vizitat recent, că tot a fost zi de sărbătoare, sâmbătă și duminică, Sitaru. Da, este frumos. Deci e un fel de voroneț al Munteniei. Este foarte frumos. Da, Am amenajat acolo și o parcare foarte mare. Da. 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 Deci, practic, prin Consiliul Județean, dumneavoastră puteți să reabilitați tot ce înseamnă monumente. Da. Folosim și bani europeni. Avem acum două mănăstiri și am să vi le citesc. Mănăstirea Căldărușan și Mănăstirea Sitaru uh -huh. vor fi gata în 2023. Valoarea proiectului de la Căldărușani este de 22 de milioane de lei. La, sitarea, la Sitarul, valoarea proiectului este de peste 8 milioane de lei. Sunt monumente istorice da. uh, și investim, sunt bani europeni pe care îi folosim acolo. Și încercați să puneți la punct și o strategie de promovare turistică da. ca să îi atrageți. Da, cu cu, cu da. siguranță. S-au mai făcut acolo acel spacele spa nu-i dăm numele. nu dăm numele, uh, dar, dar, sunt, Da, exact. Și sunt o serie de, de turiști care vin inclusiv pentru acest sunt lucru. foarte mulți Dar și vin. pentru Ana Aslan. Da, da, da. Apropo de tope... Marele Spa, da. el unde e? În Ilfăv sau în București? Este în Balotești. Sedi... Deci are sediu. Știu unde e poziționat, dar unde are sediu firma? Voi verifica. Nu, Vă să verificați, că -acolo vin, vin, vin Ia să aflăm și noi unde, că ne scăldăm după aia și în bănuți și în astea, <laughs> și în piscine. Da, păi nu, noi. dar important este ca domnul președinte bă, să lucreze și să ia banii respectiv și să-i vedem că îi pune la treabă. Doamne, ce -i, ce -i mână nu-i minciună, asta e. Eu aici, în emisiunea asta, zic să punem pe toată mea la masă. Dacă îi invităm într-o zi, după pauza de publicitate și a și luăm deciziile între ce a dimineața, avem domnul Daia, a intrat în direct cu domnul uh, Cojocaru să întâlnesc astăzi, săptămâna trecută, pe ce am mai conectat. Da, da. noi ne dorim să, să creștem din toate punctele de vedere, pentru că ne place foarte mult să locuim în țara noastră. Avem o țară frumoasă și hai să o valorificăm. De acord cu dumneavoastră Și aș vrea să mai atingem încă un subiect Că mai avem fix două minute la dispoziție Sănătatea Unu, mi se spune, da? sănătatea În afară de uh, spitalul, spitalul județeanilor județeanilor. județean Ilfov Am văzut s-a reparat Dar totuși uh, te ia cu ambulanța și te duce în București Da, pentru că spitalul județean Ilfov se află în București Mai avem spitalul Buftea Și uh, spitalul Bălăceanca Acolo nu vrei să te duci. <laughs> dar nu putem să facem și un spital în Ilfov? Uh, vom construi un spital nou în Buftea, un corp nou. Evident că păstrăm și corpurile vechi pentru că am investit în ele, dar avem un uh, spital nou acum, este în proiectare, este uh, din uh, bani din uh, PNRR. Uh -huh. Cred că valoarea lui se va ridica undeva la 100 de milioane de euro. Uh, Sper că până la mijlocul sfârșitului noiembrie să avem studiul de fezabilitate gata și va fi un, un spital modern cu peste 300 de paturi care va deservi toate localitățile din nordul județului și nu numai din Ilfov, pentru că Buftea este foarte aproape și de Dâmbovița, este limitrofă cu Dâmbovița. Vrem să facem un mic spital regional acolo. Există finanțare pentru proiectul ăsta? PNRR-ul? PNRR, PNRR. Da. Superb. Și pe sud? Asta ar fi... Ar pe soluție, sud da. e oricum mult mai puțin dezvoltat față de nord. Da, da. pe sud avem un spital, am un spital în lucru împreună cu primăria sectorului 4. Am încheiat un parteneriat cu primarul do sectorului 4 cu domnul Băluță, Daniel Băluță, și mulțumesc și pe calea aceasta. Suntem la stadiu de SF. Studiul de ok, studiul da. de fezabilitate. Deci lucrurile ce încep să se miște în țară. Mulțumim, domnule președinte, că ați venit la 3 ceasuri bune. Ne-ați adus vești bune. Important este că lucrurile merg. Da. Tot timpul a ce se întâmplă în București. Că... ne trebuie să aflăm ce se întâmplă. E că e în jurul nostru. Ia da. și -o da. de Vă și... mulțumesc pentru invitație. Și noi.